timpul cel din urmă. Dintre câte aflu, Hristos nu m-a pus nimic în așa uimire ca și aceea ai zis, Iisuse, când va fi a ta venire. Ca și mine, în multe locuri, dornice acestor teme, câți din 20 de veacuri adorau această vreme? Chiar în vremuri de ar fi scrise toate clipile mirării, n-au fost clipe curioase ca în pragul așteptării. Toate clipile din cronici cu minuni și avertismente, scriitorii cei mai dornici n-au trăit așa momente. Timpul ca să-l măsoare nu s-au născut astăzi genii. Azi o zi poate e mai mare cât un veac sau cât milenii. Poate zeci de generații dintre câte sunt apuse n-au fost puse în meditații cum e lumea astăzi spusă și cu toate aceste grații și favoruri ce ni-s date, vezi această generație un salut pasiv în toate. Toate aceste semne, toate sunt semne din Scriptură. Cine ar fi crezut, Doamne, că le vom vedea în natură? Cine a crezut că sunt păstrate omenirii ca semnale pentru noi ca să ne arate clipa revenirii tale? Dacă ai fi întrebat atunci când vorbeai de a ta venire, când credința cea mai mare fi oare în omenire, ți-ar fi răspuns nu un nume și chiar mii de averi în cale când vor fi văzute în lume semnele venirii tale. Când apare va natură și sub tocle vor fi puse tot ce stă scris în Scriptură și ce tu ne spui, Iisuse, cam așa, orice ființă ți-ar fi dat răspuns din lume, căci în zilele din urmă va fi în apogeu credința. Ei credeau că vor fi genii, stând mai tari ca în temelie, mai ales că prin vedenii vedeau ploaia cea târzie. Ei credeau că era noastră, va fi era de silință. Cum puteau ei ca să creadă că nu vei găsi credință? Că într-o era așa bogată cu semnale de trezire, era binecuvântată pentru planul de răpire, era harului cum scrie, era marilor excepții, era ploii cea târzie, era liberei concepții. Pe noi ne purtau în darul toți profeții văzătorii, vremuri pline de favoruri pentru calea aceea norii. Noi eram urați de bine, salutați de generații. Vremuri vrutau să se schimbe, să primească asemeni grații. Cum? Să aibă așa concepții? Ucenicii să se asume? Că într-o eră cu excepții va scădea credința în lume? Că și cu cât vedea vor semne ce din pragul de răpire, ei în loc să se trezească vor cădea în împietrire. Ei credeau că văzând ceasul, grăbind către miezul nopții și auzând mirelui glasul, se vor deștepta cu toții. Fără să știe că azi somnul de lăsarea rugăciunii, nici n-a spus despre el Domnul că ce-ar cufunda pe unii. Păi dacă a spus de ațipire pilda cu 10 fecioare, astăzi faptul nu ne miră. Unii dorm stând în picioare și nu-s clipe și nu-s ceasuri de când dorm și nu le pasă. Pot să audă mii de glasuri, dorm ca viermii de mătasă. Nu se uită pe suploape că li sunt candelele goale. Dorm de ani de zile aproape și nu încearcă să se scoale. Nici strigare, nici semnale și nici dorul de uleiuri, pentru ei sunt basme goale, toate astea sunt obiceiuri și în somnul lor păcatul îi înșală cu alui vise. Căci ar fi greșit în toate de ar mai crede cum sunt scrise, căci cuvântul, adevărul, nu în literă se înțelege. Pentru noi astăzi harul, nu suntem sub veche lege. Sub pretextul înțelepciunii schimba a credinței norme. Că ce ai ajuns să-i vezi pe unii traducând credința în forme. Și așa creștinătatea zi de zi taie din cruce, reducând din greutate mai ușor să o poată duce. Păi astăzi nu-i mai obiceiul să alegi la stăruință. Noi primitam și uleiul când primitam și credința. Și acel ce an de-a rândul stăruia în plân și în posturi a ajuns să-l poarte gândul că sunt toate fără rosturi. Ieri era ca o antenă, stâlp de înaltă tensiune, astăzi, fără nicio jenă, neagă orice minune. Ieri, prin el deslega Domnul tainele din adâncime, astăzi, neagă chiar și semnul ce a primit la cinzecime. Ieri, un purtător de arme, ieri cu darul înțelepciunii, astăzi ajungă ca să sparme până și altarul rugăciunii. Ieri ceasuri în plină noapte, l-auzeai strigând la Domnul, astăzi trei cuvinte în șoapte și în genunchi îl prinde somnul. Ieri, în casa lui străinul, găsea pat și găsea masă, astăzi, oaspeții, creștinul, în prag la templul îi lasă.
Mulți creștini au azi în viață două fețe ca și pila. Privește omul la față, după aceea îi întinde mâna, îl măsoară după grade, după haine, după nume, ah, și cât de bine îi cade dacă ai și văzut de lume. Mai ales când face o milă, păi cum ar vrea ca tot să-l vadă? Pe darul și-l întinde în silă, iar cu gura trâmbițează și să-i vezi pe aceștia în templul, cum îți cântă, cum se închină, că ar fi bun să-i dai exemplu dacă nu ești neghină. Ei sunt norii fără apă, ei sunt pomii ce țin loc. Îi plac morții să dezgroape și să țină aurii foc. Iar de încerci numai cu gluma să-i spui starea unde îl duce, ți-ai făcut dușman de moarte din fratele tău de cruce. Pentru corp, el ce nu face? Păi îl hrănește și îl ajută și îl îmbracă cum îi place după moda apărută. Acesta-i creștinismul ca Israel de exemplu. Azi vițelui formalismul care a introdus în templul. Pentru el și-a dat talanții și aurul cincizecimii. Și-au făcut azi zeci de chipuri, mult mai multe ca în vechime. Lângă ei joacă și cântă până când îi privesc somnul. Habar n-au că azi că arde rugul și că cei smeriți ajung la Domnul. Nu-i poți despărți de dragul zeilor ce li se închină. Habar n-au că arde rugul și că Domnul stă să vină. Ah, creștine, ah, creștine, tu chemat la mântuire. Anunță-i milă de tine că-ți pierd dreptul de răpire. Tu cu mântuirea în mână nu vezi că te joci cu focul? Oare câți n-au vrut să vină să-ți ocupe, frate, locul? Știi tu ce însemnează dreptul care ți-a trecut în ceruri? Au fost mulți și au spart pieptul să primească așa favoruri. Iar cei cinjarul sorții au fost pus ca să-l primească, n-a putut nici gheara morții, n-a putut să-i biruiască. S-au lăsat tăiați în două și au dat capul din iubire, dar cu mâinile amândouă, ținut de mântuire, au lăsat copiii din brață, au lăsat totul din lume. N-au vrut să știe de viață decât de-a lui Iisus nume. S-a ales din ei cenușa, rușită cu ea ape, au stat în prag la ușă ca venirea să nu scape, au vegheat ținând candela tot aprinsă cu trăiră, că știau cine e acela pentru care se jertfiră, că știau că cel când vine răsplătiva cu iubire și răsplata lui iubire nu poate pricepe firea. Ah, de-ar fi ei în viață să ne vadă noastră stare, să ne privească în față cum stăm azi în nepăsare, noi care vedem semnale, noi care auzim și ceasul, noi care întâlnim în cale mii de semne la tot pas, noi în pragul de răpire, noi în loc să întindem pașii, să nu cadă în asipire marturii și cruntașii, pentru un an sau pentru zece, fie 100, fie 1000. Dai rai, să dai veție, să dai frate o veșnicie, să dai tot că-ți place somnul, să-ți lași ochii să-ți ațipe, să nu-L întâlnești pe Domnul când mai ai câteva clipe. Poți să stai indiferentă văzând harul cum se curmă. Deșteptare! Deșteptare generații din urmă! Schimbă-ți astăzi obiceiul și în cea mai mare iuțeală, ia-ți candela și uleiul și nu sta la îndoială. Toate chipurile lumii, toate hainele străine, să nu se vadă pe tine decât haina cincizecimii. Cheamă-ți frați, cheamă-ți rudenii, cheamă-ți prietenii, dușmanii, cheamă-i și pe cei ce nu vor, că-și vor plânge ei sărmanii. Spune-le de mântuire, că-și vai, mâine ce va doare, dimineață de răpire, de ce nu le vorbești oare? De ce nu le arăți în semne când veni va întreg văzduhul, pe când alții în suspine vor fi gata să-și dea duhul? Împlinise-vă atunci ce a spus Domnul în Scriptură. Să vezi pe Laodicea cum o va vărsa din gură. Să vezi partea fericită care n-a cuprins-o somnul, pe Filadelfia iubită, ce va intra în țuar la Domnul. Ah, Părinte, Tu inspiri azi pe toți ascultătorii, ca în momentele răpirii să-i vedem spre delin norii. O, Iisuse, Tu ești dorul care nu mai putem stinge. Adă ceasul, adă clipa când din lume ne vei strânge. Vino, fă-ne bucuria, du-ne în patria iubită, unde avem cetățenia, unde nunta pregătită. O, Iisuse, fă ca în ceasul și în momentele arătării, fă-ne să-ți auzim glasul, toți în pragul așteptării. Amin. Lăudat să fie numele Domnului! Iisus Hristos este viu, Iisus Hristos!